Anul acesta se împlinesc 51 de ani de când, în săptămâna Rusaliilor, Călușul s-a mutat din ograda gospodarilor pe scena Teatrului de Vară din Caracal. Dacă până de curând festivalul era dedicat doar cetelor de călușari, acum el este dedicat dansurilor tradiționale. Aproape 20 de ansambluri folclorice din țară, dar și din Bulgaria, s-au înscris la concursul acestei ediții. Startul Festivalului Internațional de Folclor, Călușul Românesc, din acest an, a fost dat seara trecută. Ploaia nu i-a speriat nici pe spectatorii cei mai curajoși care au asistat încântați la demonstrațiile de maestrie ale dansatorilor, răsplătindu-i cu aplauze. Condițiile meteorologice au dat peste cap planul organizatorilor, aceștia fiind nevoiți să repartizeze ansamblurile programate în prima zi în celelalte seri de concurs. Festivalul Internațional de Folclor Călușul Românesc se va încheia duminică seara, când va avea loc și gala laureaților. În Olt, demonstrațiile de virtuozitate ale călușarilor vor continua și săptămâna viitoare cu Călușul Românesc pentru copii, care va reuni la Slatina peste 2000 de copii călușari din țară, dar și din Cehia și Republica Moldova.